Angajarea muncitorilor care sunt calificați în domeniul construcțiilor se face în baza protocolului privind recrutarea acestora pentru lucrări temporare, încheiat la data de 24 iunie 2015 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Persoanelor vârznice din România și Ministerul Afacerilor Interne din Israel. Persoanele care sunt interesate de un loc de muncă în domeniu trebuie să respecte câteva criterii după cum urmează: să nu fi lucrat anterior în Israel, să nu aibă rude de gradul întâi care lucrează deja în această țară, cu excepția fraților, să nu aibă cazier judiciar, să fie apți psihic și fizic de muncă intensă în condițiile climatice specifice statului de destinație, inclusiv muncă la înălțime și manipulare de greutăți, să nu sufere de anumite boli cronice. Contractele de muncă se încheie pe o perioadă de un an de zile, iar muncitorii calificați în domeniul construcțiilor au posibilitate de prelungire până la maximum 63 de luni. Salariul pe lună minim brut estimat este de 1.540 de dolari americani. Târgumureșenii care sunt interesați de această oportunitate se pot înscrie la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș.